În vremea nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, lumea iudaică îi includea pe evreii din teritoriul lor tradițional, dar și pe cei din diaspora, răspândiți în toate marile centre ale Imperiului Roman. În anul 597, înainte de Hristos, regele babilonian, Nabucodonosor al II-lea, a cucerit Iudeia și a luat în robie mulți evrei, iar în anul 586, acest rege a cutropit încă o dată Iudeia și a distrus templul zidit de regele Solomon, jefuind multe dintre odoarele sale. După întoarcerea din robia babilonică, desfășurată în etape, evreii au reconstruit templul în zilele lui Zorobabel, iar apoi zidurile Ierusalimului. Eliberarea din această robie a fost posibilă în urma cuceririi Imperiului Babilonian de către perși, care la rândul lor au fost cuceriți în secolul al IV-lea înainte de Hristos de către Alexandru Macedon. Din secolul al IV-lea înainte de Hristos, teritoriile în care locuiau evreii au fost încorporate în regatul greco-sirian al diadohului Seleucus I Nicator, fost general al lui Alexandru cel Mare, primul exponent al dinastiei seleucizilor. În această perioadă, evreii au suferit influențele culturii elenistice. În decursul secolului al II-lea înainte de Hristos, sub conducerea fraților Macabei, evreii s-au răsculat cu succes împotriva stăpânirii greco-siriene, iar Simon Macabeul a înființat noul regat evreiesc numit al Hasmoneilor. Simon a fost mare preot și nu a acceptat titlul de rege, dar acest titlu a fost purtat de urmașii săi. Regatul Hasmoneilor, care a cucerit o parte dintre teritoriile elenistice, a încheiat o alianță cu Imperiul Roman, iar după ce generalul roman Gneus Pompeius Magnus a ocupat Iudeia și Ierusalimul în anul 63, regatul iudeu a fost transformat din aliat în vasal, apoi în provincie romană. Pompeius a reorganizat Iudeia, pe care a redus-o față de regatul Hasmoneilor, separând-o de teritoriile neiudaice cucerite de aceștia. După separarea de Iudeia a orașelor elenistice cucerite de Hasmonei, acestea s-au constituit într-o structură administrativă comună numită Decapolis sau Decapole. Regele evreilor Aristobulos al II-lea, 67-63 înainte de Hristos, a primit din partea lui Pompeius titlul de etnarh și abia Irod cel Mare, 37-4 înainte de Hristos, a fost recunoscut de Roma ca rege al iudeilor în anul 37 înainte de Hristos. Ultimul rege al iudeilor a fost Irod Agripa I, iar după moartea acestuia, în anul 44 după Hristos, Iudeea a fost guvernată de un procurator roman. Evreii nu au acceptat niciodată asuprirea păgână a Romei și s-au răsculat deseori împotriva acesteia. În urma unei astfel de răscoale, din anul 66 după Hristos, legatul roman Titus, devenit ulterior împărat, a condus personal armata romană la asediul Ierusalimului din anul 70, pe care l-a cucerit și a dărâmat templul construit de Zorobabel. Ultima mare răscoală a evreilor împotriva autorităților romane a avut loc sub Shimon bar Kochba între anii 132 și 135. Unul dintre motivele acestei răscoale a fost faptul că împăratul Adrian a interzis evreilor să-și circumcidă sau să-și taie împrejur copiii. În anul 135, revolta a fost învinsă printr-un masacru, iar restul populației care mai trăia în Iudeea a fost împrăștiată. Ierusalimul a fost distrus complet, iar pe ruinele sale a fost construită o nouă cetate numită Aleia Capitolina. Numele provinciei a fost schimbat din Iudeea în Palestina, ce se traducea prin expresia Ținutul în care locuiesc filistenii. Diaspora iudaică. Termenul de diaspora este de origine greacă elenistică,
fiind menționat pentru prima dată în Septuaginta și înseamnă împrăștiere. Cu acest termen erau desemnați evreii care au emigrat din arealul lor tradițional, din motive comerciale, încă dinainte de regatul lui Solomon, dar mai ales în urma cuceririi țărilor de către babilonieni și de către romani, și s-au așezat în toate marile centre comerciale ale lumii greco-romane. În diaspora, evreii au continuat obiceiurile lor și mai ales tradițiile lor religioase de-a lungul secolelor. Istoricul evreu Salo Baron apreciază că în perioada Hasmoneilor trăiau în Iudeea aproximativ 2 milioane de evrei, 4 milioane în Imperiul Roman și un alt milion în Babilonia și în alte ținuturi dincolo de granițele Imperiului. Cu alte cuvinte, la nașterea Mântuitorului, majoritatea evreilor trăia în diaspora. Viața religioasă a evreilor din diaspora se desfășura în raport cu sinagoga, un termen grec folosit în Septuaginta, prin care era tradus termenul ebraic kahal, care însemna la început adunare sau loc de adunare, iar mai târziu clădirea în care avea loc adunarea de cult sau de rugăciune a evreilor. Cu timpul, evreii din diaspora, deși și-au păstrat credința și obiceiurile lor religioase, au uitat limba ebraică și așa a fost nevoie de traducerea cărților Vechiului Testament în limba greacă, pe la anul 250 înainte de Hristos, în Alexandria, traducere cunoscută sub numele de Septuaginta sau traducerea celor 72, după tradiție, în 72 de zile. Credința lor monoteistă și mai ales ritualurile și practicile lor religioase au fost factori determinanți în procesul de afirmare și mai ales de conservare a identității etnice a poporului evreu de-a lungul secolelor. Grupările religioase ale evreilor. Autoritatea religioasă supremă la evrei în vremea Mântuitorului era exercitată de Sinedriu sau Sanhedrin, care după tradiția iudaică ar fi fost înființat de Moise. Acest consiliu, sau mai precis, tribunal suprem, cu sediul la Ierusalim, era format din 71 de membri, preoți, bătrâni și cărturari, iar în fruntea lor se afla marele preot. Acest consiliu a formulat acuzațiile împotriva Mântuitorului, pe care le-a transmis lui Ponțiu Pilat. Membrii Sinedriului erau recrutați din rândurile grupărilor religioase, care exercitau o mare influență asupra vieții de zi cu zi a evreilor în acea perioadă. Dintre aceste grupări amintim pe saduchei, farisei, cărturari, esenieni și pe zeloți. Saducheii, al căror nume venea de la marele preot Sadoc din vremea lui David, constituiau clasa preoțimii din vechiul Israel. Ei erau conservatori și dintre cărțile religioase ale evreilor recunoșteau numai cele 5 scrieri care formează Pentateuhul. Susținând o interpretare literală a legii, ei nu credeau în nemurirea sufletului, nici în învierea trupurilor și nici în îngeri. Saducheii erau dispuși să facă anumite compromisuri cu stăpânitorii străini, perși, egipteni, greci și romani. De aceea s-au putut menține fruntea evreilor multă vreme. Fariseii s-au constituit din grupul scribilor și al înțelepților de pe lângă templu. Numele lor, care etimologic înseamnă a separa, de la cuvântul paras, arată că ei s-au separat de tot ceea ce considerau a fi impur sau rău. Spre deosebire de saduchei, fariseii erau foarte deschiși spre interpretări și dezbateri cu referire la lege. Ei considerau că pe lângă scripturi, forma scrisă a învățăturilor divine, Dumnezeu i-ar fi transmis lui Moise și o tradiție orală privind modul de aplicare a legii. Astfel, în afară de textul scris, fariseii dețineau o serie întreagă de reguli și rânduieli pentru viața de zi cu zi, care vizau mai ales purificarea. Fariseii se considerau atât adevărații păstrători ai legii, cât și păzitorii ei. De-a lungul istoriei, s-au opus asupritorilor străini care încercau să impună poporului evreu o limbă străină
sau tradiții noi, dar fără să utilizeze forța. Deși fariseii s-au opus Mântuitorului, unii dintre ei s-au apropiat de el, cum a fost Nicodim, care s-a dus noaptea la Iisus pentru a sta de vorbă cu el, sau Iosif din Arimatea, cel care a obținut de la romani îngăduința să-l coboare pe Iisus de pe cruce și s-a îngrijit de punerea lui în mormânt. Cărturarii, menționați și în Evanghelie alături de farisei, constituiau gruparea celor a căror ocupație zilnică era studierea legii și care erau consultați de toți ceilalți oameni în probleme de natură religioasă. Oamenii se adresau lor cu apelativul de rabi, adică învățătorule, ei fiind juriști și teologi, îndrumătorii evreilor. Mântuitorul zice despre ei, cărturarii și fariseii au șezut în scaunul lui Moise, deci toate câte vă vor zice vouă, faceți-le și păziți-le. Autoritatea cărturarilor a crescut mai ales după anul 70 după Hristos, când au început să adune tradițiile orale în colecția numită Mișna. Esenienii erau membri unei secte a frățietății de tip monastic, apărută pe vremea Macabeilor. Ei contestau legitimitatea templului și a cultului săvârșit acolo, combăteau pe saduchei și pe farisei și practicau un fel de botez. Iosif Flavius spune că aceștia formau a treia grupare filozofică la evrei, după farisei și saduchei. Esenienii erau constituiți în comunități. Nimeni nu avea casă proprie și toate bunurile erau folosite în comun, astfel încât fiecare avea asigurate toate cele de trebuință. Majoritatea esenienilor trăiau în castitate. Totuși, Iosif Flavius menționează o grupare de esenieni căsătoriți. Esenienii credeau în nemurirea sufletului și în pedepsirea păcatelor în viața viitoare. Caracteristica principală a esenienilor era exclusivismul lor extrem, refuzând orice contact cu alte persoane decât confrații lor și considerându-se singurul popor adevărat al lui Dumnezeu. Cele mai concrete mărturii despre esenieni au fost publicate după descoperirea centrului lor de la Marea Moartă în anul 1947, când au fost scoase la iveală mai multe fragmente din texte scripturistice. Zeloții constituiau gruparea care s-a făcut cunoscută mai ales în perioada ocupației romane, fiind un fel de fundamentaliști fanatici ai acelor vremuri. Ca întemeietor al acestei grupări este socotit Iuda din Gamala, care în timpul recensământului din anul 6 după Hristos a provocat o răscoală împotriva autorității romane. Astfel, zeloții reprezentau o orientare politică radical opusă celei reprezentate de saduchei sau farisei. Ei nu puteau concepe niciun fel de conviețuire cu puterea ocupantă și considerau că este datoria oricărui evreu adevărat să se opună prin orice mijloc, Romei și reprezentanților săi. Zeloții au provocat izbucnirea revoltei din anul 66 și a războiului civil împotriva romanilor care a urmat. După cum este cunoscut, ideea de Mesia străbate ca un fir roșu cărțile Vechiului Testament, acesta fiind văzut ca un izbăvitor pe care evreii l-au așteptat, mai ales în situația lor de asupriți sub stăpânire străină. De aceea, în perioada stăpânirii greco-siriene și apoi a celei romane, evreii concepeau pe Mesia fie ca pe un conducător politico-militar din neamul lui David, fie ca pe un trimis din cer, a cărui menire principală ar fi trebuit să fie eliberarea din robie a poporului ales,